Inspectorul școlar general a acceptat să participe la Adevăr sau Provocare, o emisiune în care invitații trec de bariera oficială și povestesc despre carieră și viața personală. Primul an în care Daniela Palcău s-a aflat la catedră a fost la o școală dintr-un sat din Tulcea. Avea 18 ani și era învățătoare la 4 copii din clase simultane. Daniela Palcău a povestit despre momentul care a marcat-o atunci când a dorit să-i cunoască mai bine pe elevi. Nu știam la momentul acela ce să fac cu cei 8 copii din 4 clase. Și mi-aduc foarte bine aminte, este experiența pe care poate mi-a marcat toată cariera, că am vrut să dau o dictare gândind că trebuie să văd cum știu copiii să scrie. Și când am spus știți să fiți atenți când trebuie să scriem cu alineat și copiii s-au ridicat în picioare, eu mi-am dat seama că i-am întrebat ceva ce nu trebuia să-i întreb, că ei nu știau, nu făceau diferența între a se alinia și alineat. Și atunci eu am început să plâng, adică mi-au dat lacrimile în fața clasei, nu m-am exprimat, n-am spus nimic, dar o fetiță din clasa 1, Petruța, mi-a spus: domnișoara, nu mai plânge, îi spun lui tata mâine să-ți aducă un băț. Vă dați seama că am bufnit mai tare în plâns, am luat-o în brațe. Și am încercat să fac cu ei ceea ce învățasem în școală, la practică. Șefa educației buzoiene a fost cuprinsă de emoții mari când a fost întrebată despre compromisurile pe care a fost nevoită să le facă din cauza carierei. Poate că fac compromisuri. Cele mai multe le-am făcut cu familia mea. Și merg până acolo încât a încercat să nu rănești oameni. Aveți lacrimi în ochi? Exact. La ce v-ați gândit? Cred că... Ați sacrificat foarte mult familia pentru această carieră? V-au sprijinit? V-au înțeles? Da. Dacă am aproape soțul meu, în primul rând, am aproape copilul meu, pe care l-a privat de foarte multe lucruri, de statul cu el, de prima zi de școală, pentru că trebuia să conduc la clasă alți copii. Ediția integrală Adevăr sau Provocare, în care a fost invitată Daniela Palcău, o puteți viziona pe canalul de YouTube al Campus TV.